Nu ți-am arătat, frățică, cum am făcut cadrul la motosapă ca să pun încărcare în față. Aici am o bucată de profil, nu știu cât e asta, 4-5 cm pe 2-3. Aici e o bucată mai mare, că puntea asta care vine până acolo în față trebuia să aibă o distanță aici între asta și asta, trebuia să fie o distanță de vreo 3 cm. Și a trebuit să o cobor o leacă mai în jos, că dacă o trăgeam până aici sus la asfaltă, se lăsa de bot, se lăsa în jos și nu era bine. Deci am prins-o aici odată, am sudat-o, deși aici bara asta neagră are pe dedesubt gaură și pot să-i pun și șurub undeva pe aici, a trebuit să-i pun două șuruburi. Dar nu i-am mai pus. Am sudat-o și într-o parte și în alta. Da. Aici, între motor și grup, nu prea este spațiu. Și am... Uite, șofirul ăsta mă enervează. Nu prea este spațiu, ziceam. Și am pus un profil așa și unul invers mai mititel. Nici nu prea am avut eu din și. N-am dat bani decât pe bara asta. 2 metri de bară de asta am ajuns 28 de lei. Deci bara asta, 28 de lei. 2 metri. Și are 80. Asta are 80 de acolo până aici. 80 și elălaltă. Iar aici, capătul ăsta e 40 de centimetri tot din bară de asta și l-am pus invers. În fața, ia să trag o leacă mai în spate. Mă pot să mă bag aici. Am făcut așa că eu ziceam așa că pun o cutie. Dar nu merge cutia. Am sudat două profile din carcasa aceea cu care o venim motosapa, profil de acela de cornier subțiri. Și punem bateria. Exact așa intră. Da, nu l-am mai tăiat, că știi că tăiesem eu două bucățele și ți le dau ție și nu le-ai luat. Și pe spatele motosepii, dacă nu încarcă cu nimic, acum cu plugul, ea stă practic în echilibru. Deci foarte puțin se duce în jos, dacă aș mai sălta o leacă bateria mai sus, că acolo sub plug am pus o scândură să nu ating în beton, dacă aș mai lăsa o leacă, ar sta. Deci ea stă în echilibru. Ci că cam asta era condiția ca să stragă plugul bine, să fie exact în echilibru. Și am greutatea bateriei alea, ori nu știu cum, bateria asta nu mai este bună. Ori îi dau pe aici niște găuri și bag niște holșuruburi. Clamp, clamp, clamp. Și două pe partea asta. Ca să o prind să nu-i mai facă carcasă. Da, cam așa am făcut eu cadrul la motosapă și dacă la plec în jos, se ține roata. Stai că acum nu pot să trag de el. Roata stă pe pământ și ăsta are 20 aproape, cam de aici din bot. Da, abia aștept să-i fac proba la plug de tura asta. Tot cu încărcare pe față. Aici manicotul ăsta o să-l mai tai din el. Cred că vreo 3 cm, că știu că e mai lung, că l-am fixat altfel. Că acolo nu rămân decât de mai puțin de 2 dești. Cam 3 cm. Cam 3 cm rămâne acolo, dar aici rămâne mai mult. 4 dești. 4 dești bine. Și să mai tai vreo 3-4 cm de aici ca să fie egal. Posibil să folosesc plugul și pe o parte și pe alta, să-l pun și pe stânga și să fie la fel arătura. Cam asta e. Să-l pun pe YouTube și o să-l dau. Hai, numai bine, pa, pa.